Bun, el mulțumesc este magic tot. Pentru invitație. Să rămâi cu da, rămân. Unde vrei să rămân? Păi nu, rămâi aici pentru că mai aduc încă pe cineva. Nu cred. E prietena ta din lumea asta a magiei, că ea are iubit. Am înțeles. Dar te-a susținut în culise. Știu. Poți să spun cine e? Da, da. Cristina Strecopătov. Și te susține mereu? Da, mă susține. Cum v-ați cunoscut? Și eu o susțin pe ea. Ne-am cunoscut acum vreo 2 ani, cred. Nici nu mai știu de cum am cunoscut. Dar ne știam, dar nu ne întâlneam. A fost o perioadă până să intru în grupul magicienilor, că nu prea cunoșteam pe nimeni. Aha. Și m-a băgat cineva în grupul magicienilor și am început să-i cunosc pe toți. Și pe ea ai cunoscut. Am început să cunosc pe cine trebuie, de fapt. Asta e foarte important. Perfect. Da, sper inclusiv că de atunci nu faci magie în grup, nu? Nu. Chiar fac magie solo. Da, perfect. Cum se spune. Exact. S-o poftim pe prietena noastră, Cristina! Mereu vine îmbrăcat așa, trăznet. Mă așteptam să intru pe surprize, surprize. Da, surprize, surprize a fost... Da, stai, vreau să mai spun ceva. Te rog. Vreau să le mulțumesc încă o dată, să mulțumesc încă o dată echipei ProTV pentru că au pus în practică toate ideile pe care le-am avut. Adică ți era frică că o să vii tu cu imnul de la surprize și o să zic da, că nu, că nu, nu se poate, l-am zis să intru cu motorul și au zis să intru cu motorul când avem cum și mi-au zis să facem platforma mâine și am ajuns la repetiții. Era aveai platforma tot acolo pe iarbă și nu cred că au... Da, deci jos pălăria. El e câștigătorul primului de originalitate. A zis că tu l-ai susținut. Mi-a dat mesaj printre primele persoane. Prima persoană, da. Eu? A trimis o poză, ce-a zis. Bravo, Mari. Nu glumesc. Te-a inspirat în vreun fel, Cristina? Că noi ne inspirăm în fiecare luni când vine la emisiune. Să fiu sincer? Sau? Da. Da, m-a inspirat. Înțeles. Să m-ați părut. Să crească. Bună, Cristina! Sper vreau că te-a... Vreau să... Inspirat pe nume într-o... Vreau și să zic ceva. Te rog. Da, Cristina, iartă-mă. Nu mă gândeam dacă l-a inspirat, că el a zis că nu făcea magie în grup și că de multe ori face magie solo. Și nu știu dacă l-a inspirat când făcea magie solo. Păi avem și magie în grup, duminică. Da? Duminica aceasta avem un spectacol împreună pe 9 iunie. Mai mă zici cu magicieni ăștia, nu te mai înțeleg. Magie gen. Noi doi. Ați vrea să fie Cristina, eu, Vlad Grigorescu, Paul Lungu și Cristian Nistor. Și toți cinci am fost de participanții România au talent. La un moment dat. Da. E un semn. Da. Da. Cred că sunt 5 semne. Ai pregătit ceva pentru noi astăzi? Am pregătit mai multe lucruri pentru voi astăzi, dar nu știu dacă meriți, pentru că te-ai tot purtat așa cu mine, ciudat, nu știu ce să zic. Deci nici acum nu m-ai iertat? Îmi pocești numele. Nu, eu fac intenționat doar ca să atrag atenția oamenilor să te caute pe Instagram. Uite, am pictat geaca asta zilele trecute. Știi, în fel și eu un fel de magii, tot fac câte o glumă pe aici. Vezi? Ce ne arăți? E pictată de mine geaca asta. Și pantalonii ăștia sunt pictați de mine. Pe bune, tu și pictezi, nu? Da, și pictez. Foarte tare, dar geaca e chiar foarte, foarte mișto. Mulțumesc! Uite, iar aici vedem picturile tale. Da, am mai multe picturi, le mai postez pe internet. Aia sunt eu, știi, aveam părul roz acolo. Bă, dar așa talentată ești? Da, și am pregătit și pentru tine o surpriză. Ah, te rog. Adică... Poți să pictezi o geacă ceva? Nu știu neapărat dacă o geacă, dar am pictat un tricou. Și ăsta mi-l dai mie? Exact, este pentru tine, pentru că a fost 1 iunie. Da. Am zis că s-ar potrivi, am fi în tema I can't adult today. Mm-hmm. Nu am eu engleză foarte bună, dar no, e foarte frumos și îți mulțumesc mult de tot. Și văd că ai luat și mărimea mea, adică un S. Îți mulțumesc mult de tot. Asta înseamnă să aibă spirit de observație. Îmi vine foarte bine. Poți să iau și paharul celorlalt? Da, te rog, terminat ăla. Cristina, ești minunată. Da, te rog. Și dacă tot suntem acum copii, o să încercăm și un truc așa mai, să intrăm un puțin în lumea copilării. Rămân eu asistentul tău sau când te magii tot aici o să fie el? Nu te înșel eu așa, nu te înlocuiesc. Vino, te rog, nu te trădez. Am o sticlă goală în mașină. Da. Dacă îți naci mie apă de asta, că e foarte bună. Știi cum era pe vremuri, duceai la izvor să iei apă, da. Uite, dă-mi mie mâna. Acum ești copil, da? Da. Așa cum scrie pe tricou. Te așezi aici, faci un mic pas în spate. Da. Așa, nu te așezi pe masă. Deci mama sau sora mai mare? Sora mai mare. Așa, nu te așezi pe masă, ai grijă. Da, știi ce s-a întâmplat data trecută? Așa, da. Exact. Și acum, cine este cel mai bun prieten al magicianului? Trebuie să știi. Iepurașul. Iepurașul, desigur. Vrei să-l cunoști pe iepurașul meu? Nu te gândi la prostii. Ești copil acum, da? Dar n-am zis absolut nimic. Așa. Dacă vreau să-ți cunosc iepurașul. Uite, ți-arăt acum iepurașul meu. Acesta este iepurașul meu. Este foarte mic și drăgălaș, dar să știi că nu prea mă ascultă. De ce râzi?
Kenea sunt împărat, e pur așa asta, că nu te ascult exact la așa și eu. Mă vei ajuta să-l fac să dispară. Ce părere ai? A, e pur așa, dispare? Da. Da, te ascult. O să faci tu magia asta. Ești pregătit? Întinde mâna stângă, uite așa. Ce nume să-i dăm acestui iepuraș? Gândește-te. Iepuraș? Pufi. Iepurilă. Țup-țup. 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 Îl luăm pe țup-țup, îl pune la tine în palmă, strânge pumnul și acum concentrează-te, da? Spune abracadabra, hocus pocus, să dispară țup. Și ce n-ai doar a ta? O privire dură la cameră, un prim plan? Abracadabra, să dispară țup-țup. Să dispară țup-țup. Ia vezi. N-a dispărut. Ia uite, bă, apărut doi. Ce-ai făcut? Magie. Cum ai apărut doi iepurași. Stai puțin că n-ai înțeles. Deci trebuie să-i strângi bine, bine, îi faci cât poți tu de mici, da? Și în felul ăsta îi faci să dispară. Uite, strângi așa. Uite, ți-arăt eu cum se face. Suflă. Și gata, au dispărut. N-au dispărut, că îi văd aici. Ibe... A, scuze, nu mi-am dat seama. Băi... Cum ai făcut? Mamă, deci pe ce ai pus mâna? Stai puțin, dar trebuie totuși să-i facem să dispară. Să-l facem să dispară. A crescut, dar mai e puroiul. Ai la tine un săculeț de magician? Nu. N-ai, nu? Ce să am? Un săculeț de magician. Nu, dar nu-l mai ține mână. Bine, ține-l tu atunci. Dar ține-l cu grijă, da? Pentru că am adus eu un săculeț de magician. Imediat ți-l arăt. Poți să fac și o magie. Îl mai folosești pe iepuraș? Da, da, da. Trebuie să-l facem să dispară. Și am adus un săculeț care este roșu pe exterior, negru pe interior, întotdeauna gol. Pune iepurașul înăuntru. Îl pun aici? Da, pune-l înăuntru. Și acum spune abracadabra să dispară. Abracadabra să dispară. Și ia să vedem dacă... De fapt, uite-te tu, ia vezi, a dispărut? Băi, ești nebun, nu mai e iepurașul. Ia, nu, eu zic să bagi mâna, dar ușor, 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 ușor. Ups. Ai grijă. Nu pot să cred. Eu cum făcut ai făcut asta? Asta? Da, uite, nu mai am nimic în săculeț. E un hamster și știi cum îl cheamă? Bob. E prietenul meu. Cum l-ai făcut să apară aici? Nu pot să cred. Aplauze pentru... Vai, chiar îți mulțumesc mult de tot. După ce ți-am cunoscut iepurașul, acum ți-am cunoscut și șoricelul. Și șoricelul, exact, da. Nu e rău deloc. Nu e rău nici să fii copil din nou, nu? Da. E foarte drăguț. Cum îl cheamă? Bob. Bob. Este Bob și este asistentul meu în magie. Da. Este foarte cuminte și blând și îți dau voie să-l mângâi. Oh, ce drăguț. Sunt mi-ai copil, pupat de... hamsterul. Da. Am pupat hamsterul, ciucă. E ok, da. Ești foarte tare, îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu. Vreau să știți că o puteți găsi pe prietena noastră, Cristina Strecopitov. O găsiți pe Instagram, chiar așa, Cristina Strecopitov. Și tot acolo îl găsiți pe Instagram și pe Super Magie tot. Da, și ne găsiți și duminica aceasta pe 9 iunie la Magie Gen. Cătălin? La da, unde? Pe... La The Fool, pe Calea Victoriei, aproape, frumos, elegant. Perfect. Cătălin, da, iartă-mă, da. Vreau să zic, dacă vreodată vrei să mă chem să stau în emisiune pe care apea să nu fac nimic, vin cu cea mai mare plăcere. Îți dăm o cheie de la studio. Când vrei tu, te așteptăm. Mulțumesc. A, perfect. Să știi că pictez foarte frumos. Mulțumesc. Și sper să porți tricoul și să-mi arăți și mie cum îți vine. Da. Îți mulțumesc mult de tot.